Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou joacă pe Brawl Muștars. Mi-a dat un abonat, cred că îl chema Florin, l-am pe aici pe undeva pe e-mail. Da, Florin Dinița, like pentru tine, mi-a dat un e-mail și mi-a spus că vezi că se face update pe Brawl Stars. Pum, repede am intrat pe el, am descărcat jocul, s-au adăugat cei 250 de roni, deci rip 250 roni în comentarii. Mă rog, banii se introduc pentru că nu mă joc foarte mult Brawl Stars, încât să am chesturile și mai departe. Mă speriasem puțin că nu era brawlerul pe shop și trebuie să-l deblochezi. Stai cu ding ding ding. Și trebuie să-l deblochezi tu, știi, și e legendar. Oricum, mi-a spus la ultimul episod că Amber a fost ultimul caracter care s-a băgat legendar. Și mi-a spus că Sprout nici măcar nu e brawler legendar, cum am spus eu. Mă, prostule, Sprout nici nu e legendar. Și n-ai bă, mă. Eu nici nu am canalul de 2 milioane și știu. Ok, bun. Apreciem susținerea abonaților. Mă rog, acesta e brawlerul legendar, s-a adăugat. Arată puțin... Mă, nu știu, mi se pare mie sau arată ca... Nu ca Penny. Unde e, mă? Jesse? Nu mai știu. Era un brawler care semăna, dar... Au, ca Shelly, poate? Bine, am și skin. Cum e chestia cu random skins? Mișto, random skin. Random skin off. Nu, on. Și-mi bagă orice skin am. Nap time. Ah, trebuie să selectezam fiecare brawler în parte. Nap time. În fine. Oricum, acesta este brawlerul. Hai să ne uităm și ne puțin ce s-a adăugat pe shop. Avem un special offer. Ia, ne pică brawlerul de aici cum ar fi. Am băgat toți banii degeaba. N-a picat. Ok. Bă, sincer să fiu, am putea de gemurile acestea să deschidem chest-ul și să sperăm că o să ne pice brawlerul. Dar realitatea este următoarea. Nu o să deschidem niciun chest, îl cumpărăm direct și după aceea chesturile le deschidem în speranța că gen luăm... Wow, ce mișto e ăsta, lol! What? Ca să facem level la caracter, știi, luăm caracter și apoi deschidem chest-uri. Bine, de fapt trebuie să deschid nici chest-ul ăla gratis de dinamnă, dar n-am putut să mă abțin. Nici eu nu vă puteți abține când aveți chest gratis pe chest, trebuie să recunoașteți. Bă, ce mișto e skin-ul ăsta, lol. Wow, și vezi că se face caracterul mare și se vede mai bine skin-ul. Wow, uite cât ăla are, cât palmierul are, nu că de coco sau ce. No shot, dude. Wow, tare. Sau se zice, shut the front door. În jurături de astea în engleză, dar zice cenzurate. Bă, ești nebun cât de tare. Hai să vedem ea. Asta e, nici măcar nu știu dacă asta e nou sau nu. De asemenea, vreau să spuneți în comentarii dacă ghiciți YouTuber-ul. Am pus pe Instagram, bă, și abonații nu ghicesc YouTuber-ul. Deci un shaker de G Fuel, ok, al unui YouTuber. Mi-au să abonații X-Slader. What? De când are X-Slader logo-ul ăsta? E lui PewDiePie. E shaker-ul lui PewDiePie, nu știu că dintre voi v-ați prins. Aveți G Fuel în descriere, codul RAF12% reducere. Am aici Bahama Mama, o aromă mai dulce. Mi-am luat un alt shaker pentru că e mai mișto ăsta, deoarece e transparent și poți să vezi culoarea aromei și fiecare aromă are altă culoare. Și e mișto așa când îl amesteci. Poate să arăt în alt video când fac GFO-ul sau poate pe live-uri, în fine. Da, DIY, adică do it yourself se numește, Surge, adică are cu carton. Nu cred că e skin nou, sau? Ăsta nu e skin nou. Bă, ăsta nu arată rău, sincer. Deci skin-ul ăsta pe max, să știi că îmi place. Și eu mi se pare că nu am skin-uri pe max. Mi-aș dori să le org... Ash, eu am și uitat de brawler-ul ăsta, lol. No shot, eu am ația brawler încât nu mai știu care cum sunt. Unde e max? Hai să căutăm și ne puțin pe... Bă, când adaug o dată, măcar să-i sortez după alfabet, există? Poate există deja. Closest to rank, power level, rarity... Nu, most trophies... Nu. Jackie Max, uite-mă aici. Bă, n-am niciun skin pe caracterul ăsta. Bă, ăsta e șmecher. Deci chiar e șmecher skin-ul. Pentru un skin de 70 de gemuri e casă. Sincer vă zic. Deci sincer vă zic, băieții. Și merge așa să-i luăm un skin-uleț ceva. Wow, ce mișto. Ok. Vorbeam și cu Madalin că zilele astea de Brawl Stars, că gine mișto Brawl Stars-ul, până ajungi cam la 500 de trofee pe acolo. După aia ne luptăm pentru 10 trofee, zici că mamă, pe viață și pe moarte. O să luăm skin-ul acesta, că îmi place. Go, îmi place mult skin-ul acesta, băieții. Marshall Ruffs. S-au adugat ația brawler, încât eu nu mai știu care ce face măcar. Adică am foarte mulți brawler la puține trofee, adică nu prea mai joc atât de tare jocul.
Bă, skin-ul ăsta merge, că nu avem ce să skin pe raft, stai așa să venim și noi la, la șto. Înțelegi? De asemenea, haideți voi cu un like acolo, amărâ băieții, măcar pentru gemurile alea de 2.500.000. Mă, ăsta e mișto skin-ul, dar sincer nici măcar nu mai joc Poco și gen, dacă joc Poco e numai cu tryharder de la 500 de trofee. Îmi place mai mult skin-ul ăsta. Adică am deja două skin-uri, ăsta și Pirate. Give me a beat! Da, e mai mișto skin-ul ăla, nu-mi trebuie ălalt. Astea sunt interesante, două Ruby, Prince, e interesant. Ăsta de Haur... Amigo, ce mi-a zis, mă? Ok, hai să luăm și noi brawlerul acesta, dăm un pic try să vedem despre ce este vorba, luăm și noi o guriță repede aici. E rece și fresh, că am pus cuburi de gheață. Hai să vedem, deci... Mi-au zis abonații că am citit eu greșit în, la video ăla, că am înțeles eu greșit, că are puțină viață brawlerul și că dă damage mediu sau ceva de genul, că are multă viață, în fine. Deci, dă 300, ceea ce e cam jalnic. Wow, cât de puțin damage dă, insane. Bine, eu l-am și la level mic de-aia. Și de asemenea se transformă în Robotescu, care Robotescu trage și el la rândul lui cu 240, trage de mai multe ori. De 4 ori? 1, 2, 3, 4. Da, de 4 ori și după aia îți mai dă o scăfârlie de asta așa. Vezi că e mișto asta. E mișto că are range mare, gen dacă te duci așa. Nice, e larg unghiul. Interesting, interesting. N-are niciun skin brawler-ul. Mamă, noul meu brawler legendar. Mamă, noul brawler legendar. Gata. Ne-am prefăcut pentru compilații. New Brawler Mag Damage Dealer, 6 din 6 Legendary Brawler. Yes, ma! Păi te-am uitat să-ți părăci bani, că dacă nu băcai, nu avea niciun brawler. Prostule! Și-a vă zice abonații. Băi, primul meu brawler care mi-a picat a fost Leon și fix la începutul jocului, dacă vă uitați la primele episoade de Brawl Stars, nici măcar nu știam ce e ăla Brawler Legendary, adică era la început de tot jocul, nu era popular, nu era nimic. Am deschis niște chest-uri și s-a întâmplat să-mi pice Leon dintr-un chest, adică... Ok. Wow! Ce-i drept? O să fiu sincer cu voi aici, sincer de tot, nu-mi place noua abordare a lui Supercell cu treaba asta cu sezoanele. Era mai distractiv când jucam și făceam rost de multe chesturi și când se adauga un brawler nou aveam câte 100 de chesturi de deschis. Era mai distractiv. Acum te bune să faci niște misiuni, niște alea. Adică trebuia să-ți dea chesturi când jucai normal, știi cum îți dă de înainte. Acum trebuie să faci nu știu ce misiuni, să te joci cu mai mulți brawler. Înțeleg ideea lor, e mai interactiv în felul acesta cu misiunile, e mai în dungeon doar pentru mine care nu mă joc foarte mult jocul și așa. Poate acum trebuia să fi dat grind, știi, de misiuni pentru un brawler nou, în fine. Ceea ce mi se pare destul de insane, donation pin. Nu știu ce e donation, donate voice, donate. Da, nu știu care e faza cu nebuneala asta. Hai să desfacem și noi astea pe aici. Moduri noi de joc, habar n-am ce se întâmplă. O să luăm brawler nou. Bă, dar trebuie să-i facem niște... Wait for me! Ok, trebuie să-i facem niște level, că e cam pârnăiță. Sincer vă zic. Ia, nu... Parstower? Parstower! Ia, nu-l star power. Nu. Ok. Deci avem Brawl Pass-ul acesta. Mi-a spus că a fost la sezonul anterior cumva. Nici măcar nu cred că mai am cum să văd. Era un skin mișto de tot pe Pam. Stai mă, de ce sunt prostovătietăn? Că aici era Previous Season. Nu mă, care era mă skin-ul ăla lui Pam mișto? De la aveau ăștia. În fine. Vreau să mai desfac câteva acestane. Ok, folosește cineva pinurile astea, întrebarea mea pentru voi. Wow, Parstower! Și repede prin el, Belle gains a 20% shield whenever her electro balls hits a target. Gains, deci își primește un scut când nimerește cu atacul ei, nu știu ce ultimat aia, nu știu ce super-o. Wow, băieți, nu vă cred. Ne uităm cu toți în dreapta jos sau doar eu? Bă, dar eu știam că spică star, bă, rămâs în dreapta jos. Mai țineți minte când puneam fața mea în dreapta și acolo sau ceva, ca să mai vadă lumea? Dar atunci era când desfăceam multe chesturi. Nu știu, spuneți-mi în comentarii, se fac greu misiunile astea? Sincer să fiu cu voi. Se fac greu misiunile pentru că îți dă niște puncte și cu punctele îți dă chesturi, nu? Parcă așa funcționa. Sau, cum pot să fac rost de genul 100 de chesturi acum, ca să farmez? În fine.
Hai să dăm un showdown duo cu noul brawler. Bă, am uitat să-i fac level. Oh my god, 2. Am uitat să-i fac level la brawler. N-are nimic, hai să vedem la 0. 0, bă. Fresh, cum îl joacă toată lumea. Nu nemernicii care bagă bani ca mine. Vai, mama. Oh my god, 2. Nu te cred. Ne batem cu săracul chest. Cred că dacă vine Rose sau cum o chema. Mamă, ia vezi ce i-a dat-o. Ultimata aia. Cred că niciodată în viața mea n-o bat. Mamă, ce tare sunt eu. Ia uite, ia uite. Let's go, boys. Hai mă, s-o dăm parte în parte. Hai s-o dăm ea. Bă, voiam să-i dau flajneta. Voiam să-i dau flajneta. Wow, Johnule, ce tare sunt. Wow. Da, mă, păi dacă ai băgat bani. Ok. Ok, hai să facem upgrade aici. Hai măcar un 5, 6. Hai că e decent 6 așa de trecere. E decent, ok. Ce e asta, e întrebarea mea? Ce e modul ăla? Mi explică și mie cineva? Ce sta pasando? Be the soul survivor. Ah, e solo, mă. E Battle Royale ce aici? Gen ultimul rămas e boss-ul? Nu cred că e bine, băie, ce se întâmplă. Până sparg eu un chest, sparg aia 100 de chesturi. Vai, mama. Bă, ce bullying dau ăștia. Ești. Meanwhile. Vine el primul, mă bate și pe mine și chestul. Vai, mama. E supărat, săracul copil. Mă, eu de ce n-am bani de noul brawler? El primul, hai mă să ne batem. Stai așa. Ah, voiam să-i dau flajneta. Wow, ce tare, ăla pe ăla îl cheamă Pro TV. Vai, mamă. Ionuțe, vine bă înapoi. Ionuțe. Mă, dar și pe mine mă cheamă Ionuț. Dă-ți-i dă-o flajneta. Vai, flajnetita i-am dat-o. Ok, ok, ok. Hai să opresc și aerul condiționat că mi-îngheață măselili. Bă, ce să zic de nou, brawler? Pare rău de tot o zici. Băieți, fiți atenți, trimiteți video-ul ăsta la Supercell, ok? De când am băgat 250 de lei în Brawl Stars, plus probabil încă vreo 100 de lei din episodul anterior, jocul a devenit mult mai distractiv. Wow, de când am băgat tot salariul meu pe Brawl Stars, mă distrez mult mai mult în joc, până la 500 de trofee, unde vin copiii tryharder și s-a terminat tot. Yay! Vai, mama! Gem grab, bad girl! Ce mă joc cu bad girl, voi vă dați seama? Bad girl! I am a bad girl! Urât mai fac, ha? Mă bucur și ăla nou brawler, băieți, ce vreți? Am un copil de la mic, mă bucur. Vreau să-ți dau flajneta! Flajneta! Am băgat 3 milioane în Brawl Stars, deci merit să te bat! Dacă nici cu 3 milioane, atunci cu ce? Lasă-mă să te bat, că am băgat milioanele în Brawl Stars. Uh-oh. Ah, nu, 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 la față! Nu! Nici măcar nu știu dacă ăștia sunt boți sau nu. Aia e întrebarea mea. Că pare să se miște cam mult pentru boți. Vai, mama. Ia, ia. Vreau să le dau flajneta. Deci îmi scade viața când sunt robot. Și când ajunge la zero mă transform la loc. Să știi că e un... E tare chestia asta cu robotul. Că te super protejează. Îi dau flajneta. Aaaa, ce mă distrez de când am băgat milioanele. Opa. Nu, e mult prea tare. E ca Diva parcă din Overwatch, dacă nu mă înșel. Adică uite de știu câtă viață îți bagă superul. E insane, sincer. Și uite cât de repede fac superul. Adică, vă zic, cred că va fi nerfuit brawlerul ăsta. E mult prea insane. Și cred că la trofee mari te va ajuta mult, că te transformi și îți bagă foarte multă viață. Deci, vă zic sincer, e foarte OP brawlerul, părerea mea. Deci chiar e foarte puternic pentru că îți oferă scutul ăla robotul. Chiar dacă te omoară, nu mor de tot, revii la normal. E destul de tare. Vreau să văd ce... Mega protejează cu, protejată cu un 35% scut pentru 10 secunde când... Mamă, îi dă și mai mult shield.
Deci după ce îi se sparge robotul primește 35% shield. Dude, e insane. What? You what, mate? Brawl Ball, vreau să mă joc fotbal cu robotul, îți dai seama. Un meci de fotbal de mare angajament la 10 trofee. Mă, dar te bucur la 10 trofee? Ce, bă, mă, eu mă, mie, eu mă bucur cu cuștii. Așa zic abonații. Ce să bucurăm ăsta la 1000 de la 10 trofee când câștigă? Ia, ia. Uite-te și tu că nici nu-mi dă damage, lol. Vai, mamă. Dă să-ți dau flajneta. Ia atent că intru cu el în poartetă. N-au ce să-mi facă. Întrebarea mea e, dacă eu mor cu mingea și sunt robot, pierd mingea când mă transform la loc? Bă, fac ultima ta prea repede. Pasează aici. Frățiorul. Nu vrea să paseze, săracul copil. Nu au să paseze. Pasează, bă, mingea, urele. Băi, capsoman, omul, ce are, mă? Nu au ce să-mi facă. Voi înțelegeți sau nu? Eu doar intru în poartă. Uitați-vă cu cocoașa asta. Ce cocoașa am făcut de când am băgat 3 milioane pe brawl ăsta. Râdești tu cu un joc. Cred că aș joacă băieții la 1000 de trofee. Pac, la 100 de trofee. La 1000 de trofee. Când sunt acolo, când s-a strâns tot cercul ăla și suntem 50 de oameni. Băi, nu se poate așa ceva, ești nebun? Deci pe bune, nu se poate. Dă pasă. Pasează mingea. Pasează mingea. Mă, eu ăsta... Omul meu, ori e bot, ori eu nu știu ce face de nu pasează mingea. Că în 10 secunde câștigăm meciul. Uite cât de repede îmi fac ultimata, ar trebui să fie ilegal așa ceva. Deci ar trebui să fie absolut ilegal. What? N-are niciun sens. Iau și o gură. Ah, naiba. Iau și o gură de flajnetă de asta. Voi mă credeți când vă zic că eu nici măcar nu știu ce fac brawlerii ăștia? Eu nici măcar nu știu ce face Ash. Deci nu am nicio idee. Nici măcar nu știu ce face brawlerul ăsta. Atât de groaznic sunt la brawl muștars, că nu mă mai joc. Eu am brawlerul, ăsta e ultimul brawler adăugat, corect? Nu știu ce face. Mi se pare că e brawlerul de sezonul ăsta. N-am nicio idee ce face ultimata lui. Nu cred că o să mă ajute chestia asta. Asta e... Uah! Vezi că îmi place de când am băgat 3 milioane și am maxat brawlerul? Al meu ce face? E capsoman? Ce are, bă? Am multă viață, o fi tank brawlerul ăsta. Numai că al meu e... terminat. Vai, mamă! Bă, nu știu ce face. Ai, e mișto! Bă, e mișto ultima ta, am uitat, mă! Băi, e mult prea OP brawlerul ăsta. Ce se întâmplă de așa puternic? What? Unde dau să văd abilitățile lui? Robotic rats for cleaning up. Ah, sunt șobolani care curăță. Damage 420. Let's go, guys. Let's mai încerc o dată. Știu că poate să-mi iasă un meci mișto cu brawlerul ăsta. Doar că trebuie să fiu atent, că dacă mă bag în prea mulți amici, nu reușesc. Pică buie ăsta, lol. Odată aici, ne trebuie vreo 3-4 power cubes. Hai că suntem amândoi tanky. O batem cu tot cu ultimata. O căpiem pe săraca femeie. Dă-i, bă! Ionuțe, hai, bă! Amo. Jesse nu e un inamic bun pentru ultimata mea. Duceți-vă, frățiori, ia. Au uite-i și pai mei. Du-te după ei. O dă-i de partea ăla. De partea alta hărții. Uite, dacă se încarcă superul din dreapta, înseamnă că au lovit ăia mici, știi? Ia uite-l pe al nostru, cer, bro! Măi, Rafael, eu ăla te bugă mulți bani pe Brawl Stars, fugiți! Un singur hit! Mamă, un singur hit, ești nebun! Băi, insane, mă,
probabil din cauza faptului că au ăștia level prea mic. Chiar că sunt tare curios. Battle log. Level 5. Pavel, level 7 mă ăsta. Avem eu prea multe power cubes. Bă, eu vă zic. This is you. Eu vă zic că brawler ăsta de mult damage. Deci ascultați-mă. Omul meu are ofens la maxim. Cred că o fi din cauza faptului că atunci când sunt atacat, mi se încarcă ăla la maxim și dă extrem de mult damage. Deci vă zic, dă foarte mult damage. M-a lovit unde m-a durut cel mai tare. Mi-a băgat lag, ești nebun. Lol. Oricum eram pe moarte, dar mi-a băgat și lag la final, fix când buream. Oh my god, e ok. Hai că mai încercăm o dată. Văd că mereu mă dă cu brawler ăsta nou, cu Meg. Spuneam că Meg arată foarte, foarte similar cu Max, pe galben și roșu așa. Mamă, ce mi-a dat ăsta. M-a potolit, ești nebun. Potolietan, hai că se bat între ei. Ce problemă, băieți? Mai murim, mai reînviem. It is all right. Contează că... ai nicio treabă cu noi. Oricum, brawlerul ăsta dă damage decent. Ne trebuie doar câteva power cube-uri. 4-5 așa. De trecere ne trebuie. Bun. Trebuie să folosim noi ultimata, știi? Ultimata e foarte puternică. Acum putem să-l batem pe ăla lejer. Lejer îl batem. Deci noi trebuie să dăm ultimata și apoi să ne apropiem de inamic. E tot cer, bro! Nu te cred! What? Ne jucăm cu aceiași oameni noi. Money! Că-mi plac e banii. Păi, n-are rost să ne băgăm pe ei, chiar dacă nu mai au niciun power cube. Money! Deci, practic, el aruncă cu monede și nu-i mai trebuie monedele. Dar la ultimat aruncă cu hârtii. Și hârtiile le vrea la loc. Știam? În fine, cu bagnote. Cash only. Bă, ideea brawlerului e foarte mișto. Adică skin-ul e genial. Uite cât de tare e, cu banii în mână, așa, nu-i pasă de bani. Pe spate, cu cash only. Adică e tare skin-ul. Caracterul, vreau să văd ce skin-uri să aibă brawlerul. Că momentan nu cred că i-au mai băgat. Asta îmi place la noi brawler. N-am luat brawlerul ăsta, ce prost sunt. N-am luat skin-ul ăsta. Hai, nu mai băgați bani că ne-au ajuns sutele de meleoane băgate. Băieții, cam atât pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și o să mai facem episoade pe Brawl Mustards, ok? Vă mulțumesc pentru că ne-ați acordat în viitoare. Pooo!